Consiliul Județean va aloca Spitalului Clinic Județean Sibiu 2,2 milioane de lei printr-o rectificare de buget. Acești bani sunt necesari pentru acoperirea cheltuielilor cu furnizorii de medicamente și echipamente sanitare, dar și pentru plata datoriilor pe care spitalul le are la această oră. La următoarea ședință, bugetul Consiliului Județean va fi rectificat. 2,2 milioane de lei vor ajunge la Spitalul Clinic Județean. Am făcut un program, am întocmit un program de stingere a datoriilor Spitalului Clinic Județean în 18 luni. Datoriile nu sunt mici. Pentru o funcționare normală e nevoie de stingerea acestor datorii. Obiectivul final, spitalul să nu mai aibă datorii. Banii sunt bineveniți, spune conducerea Spitalului Clinic Județean Sibiu. Vom plăti din sumele disponibilizate din contractul de finanțare încheiat cu Casa de Asigurări, sume în cuantumul celei amintite lunar, vom plăti materialele de care spitalul are nevoie pentru activitatea curentă. Mă refer aici la materiale sanitare, seringi, AC, perfuzoare, transfuzoare, reactivi, a căror aprovizionare s-a făcut până în prezent la niște parametri cu totul nesatisfăcători. De asemenea, din sumele rămase disponibile după această aprovizionare, să spunem, la nivel de necesar, cu cele amintite, din sumele rămase, vom începe plata facturilor celor mai vechi care s-au adunat în ultimii ani. Amintesc aici doar o sumă, respectiv astăzi, 24 iulie 2012, spitalul are înregistrate ca și datorii, ca și facturi neplătite, circa 16,7 milioane roni. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit pe semestrul întâi al acestui an și datorită programului Fructe în școli, care în Sibiu nu funcționează. Cele două surse ar fi depășirea cotelor defalcate din impozitul pe venit și 900.000 de lei reprezentând necontractarea programului Fructe în școli.